Nu scap ăștia, îmi fac ceva aceea. Pe șantierul ăsta nu scap. Ia uite unde a ajuns săi, bă, băiatule, bă. Bună să vă fie inima, dragi oameni buni. Și bine ați venit pe șantier. Suntem în list, dragi oameni buni. Mergem către un șantier și vă iau cu mine ca să vedeți cam pe unde ajung și pe unde am ajuns. Și că șantierele m-au mâncat. Că mă toți trimiteați pe șantier, dragi oameni buni. În episodul de astăzi vreau să spun că m-am angajat pe șantier. Ia uite. Ia uite cum mă duc. Cum mă duc și cum mă cheamă. Prima zi de muncă pe șantier. Vă prezint astăzi, dragi oameni buni, videoclipul de astăzi. Deci da like dacă vreți să veniți cu mine pe șantier. Să vedeți ce facem pe șantier. Presupun că este o descărcare la Macara pe sus. Presupun eu. Din conform ce văzui actele, după cum se vede pe actele astea, ar trebui să vină cu Macaraua de sus. Din ce reușesc eu să citesc la ora asta, vine cu Macaraua, leagă cu lanțuri și ridică în sus. Avem plăci de beton imense, foarte mari. Deci dați like, stați cu like-ul pe mine dacă vreți să vizionați acest vlog. Nu știu unde mă duc, n-am mai fost aici. N-am mai fost aici în viața mea, firma nu o găsi pe net, n-ar trebui să o ratez din cauza faptului că, conform hărții, este un spațiu imens unde se construiește ceva. Așa că n-ar cam trebui să ratez acel loc. Avem Volvo de 500, cabină micuță la patron. Mă declar mulțumit de acest camion. Da? Frumos, avem aici cafeaua cu noi, corectă și corespunzătoare. Bineînțeles, numai ce ascultam și mă chinui să... Nu mă chinui, practic vreau ca asta să termin o carte. Noua carte din viața mea se numește Power of Positive Thinking. Da? Care, să fiu sincer, am cam o oră ascultat și continui să o ascult. Vă întrebați cum ascult și cum citesc. Citesc online, adică ascult cărți audio pe net, le găsiți pe YouTube dacă vorbiți puțină engleză. Ce win-uri am din cărțile astea? Una la mână, învăț chestii, doi la mână, învăț engleză, trei la mână, nu mă umplu capul cu prostii, nu umplu capul cu, doar cu informații, informații care mă ajută, informații care vine și la voi și totodată nu mă umplu capul cu prostii. Și umplu capul cu chestii bune, automat vă aduc și vouă un win, cum ar veni. Adică, dacă urmăresc chestii cu hate, vă aduc hate. Și dacă vă aduc hate, vă sec. De exemplu, stăteam și mă gândeam, ascultând cartea asta cam o oră, Power of Positive Thinking, mă gândeam la faptul că, băi, și normal să te simți... Adică, nu înțelegeam faptul cum unele persoane fac rău altor persoane și... Și nu se simt mizerabil. Dar eu cred că ei se simt mizerabil, dar practic nu își dau seama de ce. Adică uite, de exemplu, eu intru într-un live pe TikTok, da? Acolo mă înjură ăștia și de obicei dacă mă prind obosit și dacă mă asta și dacă mă... Dacă ajung să mă enervez, îi înjur înapoi, cum le-am spus la Hunter la 2. Le-am spus ceva de genul: să-și dea muie între ei. Și dacă cum va rămâne unul dintre ei borțoși, recunosc eu copilul la spital. A râs lumea, ce-i drept. Am râs și eu, ce-i drept, știi? Adică ei încerca să se leagă deci o prietenie pe acolo, înjurându-mă când unul, când altul, știi? Dar nu pot să zic că după m-am simțit foarte bine, pentru că, și de ce? Că mă gândesc acolo printre persoanele care își pierd timpul cu mine urându-mă și otrăvindu-se totodată, sunt oameni buni care mă cunosc de mult, mă urmăresc de ani de zile și totodată, începând să răspund la hate, mă amărăsc pe mine, plus că îi amărăsc pe cei din jurul meu. Că nu sunt doar oameni care merită să-i amărăsc. Gen, știi? Cumva. Și nu mă face mândru după aia. Că de multe ori mă găsesc și pe la story pe Insta spunând și explicând faptul că că oamenii te creează cumva cu online-ul ăsta. Că dacă te înjură toată ziua, s-ar putea să înjuri și tu la fel, știi? Și este o problemă de environment, adică problema de environment se pune în felul următor. Adică eu aș vrea poate că să abordez un subiect cu oamenii
ca pe YouTube, de exemplu, când fac live pe YouTube. Dar din cauza că nu ai cu cine și tu încercând să oferi o informație și vezi că ei te înjură, cumva este o consecință a mediului în care încerci tu să fii bun, dar dacă ei te înjură, tu nu ai cum să evoluezi sau să crezi ceva. Înțelegi? Deci problema mediului este că de multe ori, chiar dacă tu încerci să aduci o informație, să oferi, păi da, bă, bată-te norocul că sunt încărcat cu piatră. Așa sar în fața mea. Degeaba încerci tu să creezi ceva frumos dacă... Și cred că cel mai bine creezi atunci când creezi tu de unul singur. Adică spui o idee în gând și pur și simplu nu dai atenție. Nu cred că se creează content pe live din punctul meu de vedere. A dat timp când bagi în seamă chat-ul. Poți să scrieți și voi în rubrica comentarii ce părere aveți despre ideea asta, dar eu nu cred că poți să creezi content online atât timp, content și de calitate, știi? Atât timp cât bagi în seamă chat-ul. Ca să creezi un content de calitate, trebuie să nu bagi în seamă chat-ul. Una, să porți o discuție cu cineva în care să fii concentrat și conectat cu omul ăla, ca să creezi o discuție pentru cei care urmăresc, interesantă. Doi, dacă te lași influențat de ceea ce scriu oamenii în timp ce tu încerci să creezi ceva, s-ar putea ca de foarte multe ori să ții bullying, adică să fii, să te abazi la subiect și să depinde și în ce stări ești, dacă ești în stări de oboseală sau nu. Că dacă ești în stări de oboseală, de exemplu, eu nu dețin atât de mult control asupra mea în momentul în care sunt în stări de oboseală. Pentru că dacă te văd că îmi scrii numai 4 clase minus, dacă te văd că îmi scrii și mă înjur, dacă te văd că n-am de foarte multe ori nervi muncind 12 ore azi, 12 ore mâine, poi mâine intru în live. Și problema e că te-a pus și citești comentarii. Și problema e că tot la mine se rezolvă problema, că problema e că îi lași să intre în bula ta. E problema strict din a oferi, cred că. Pentru că citești tot din cauza ca să nu arăți că ești gen îngânfat și chestii de genul. Că dacă n-ai citit, ți-ar sta mai bine, nu? Știi? Dar vezi cum când încerci să mulțumesc la toată lumea, nu mulțumesc pe nimeni. Și deja dintr-una într-alta așa o ții, intri într-un cerc din ăsta în care... Ce zice de faptul că dacă apăs un buton, trage singur acum, până la 90? Aute cu metru picolo ce bagă, bă, are 3 câini, 3 dulăi și cu bicicleta dă în ei, fii atent. Mamă, ce dă în ei, ce nu știu cine aleargă. Cine plimbă câinii aia? Câinii îl plimbă pe el sau el plimbă câinii? Întrebare. Vreau răspuns în comentarii. Mamă, câte limbi aveau, aveam și ești o flash de limbi, câinii, bă, băiatule, așa era limba. A murit. De site-ul ăsta nu se lucrează, trebuie să fie un sens pe acolo, pe undeva. Bine că am pus hărțile, vezi, drumul ăsta este nou și probabil dacă nu puneam hărțile nu mi l-a arăta. Site-ul să fie pe undeva pe partea aia, intrăm pe A58-ul ăsta și să fie un site mare. Acum nu știu dacă mi le ia cu stivuitorul, că s-ar putea dacă le ia cu stivuitorul, plăcerea să se spargă. Din ce scrie pe instrucțiuni, ar trebui să lege cu macaraua. Stai să mă bag și o viața mea încoa. Să lege cu macaraua și să ridice în sus. Asta înseamnă că ar trebui să descărcăm pe sus. Și asta înseamnă că n-am descărcat niciodată de când sunt în Anglia pe sus. Ar fi ceva nou, descărcarea asta pe șantier, pe sus. Livrarea asta pe șantier, pe sus, ar fi ceva chiar nou. Care nu fac în fiecare an. Și când zic an, zic că pe bune an, știi? Of, 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 of. Și pe aici facem în jos, nu? Da. Mergem unde? Pe prima sau pe... Nu mergem încolo că 3M1, nici n-am drumurile încolo. A 58 oembre, ăsta trebuie să mă duc, nu? Hai că A 58 ăsta trebuie să mă duc.
Noroc că am învățat să mai folosesc GPS-ul ăsta, dragi oameni, ce să pot să vă zic, că nu știam să fac de-astea până acum, dar acum, ușor, ușor, înveți să-l folosești. El nu are foarte multe dotări, are vreo 2-3, dar își face treaba, cum s-ar spune. Cum ar fi multiple ruți, adică să poți să bagi mai multe rute și dimineața, de exemplu, dacă ai mai multe joburi de făcut, să-ți calculezi ziua de muncă în așa fel încât să nu te trezești că tu ai nevoie să bagi jobul ăla în 15 ore de, în 12 ore de condus, să te trimite așa departe, în așa fel încât nu mai poți să te întorci în garaj. Și poți să bagi tot jobul dimineața și să te ducă din punctul A în punctul B fără să mai treacă cu GPS-ul. Și zi, ce are, mă? Ce mai are în afară asta? Multiple rute și o singură rută. Ei, nu mă știu ce vrei să zic să mă bată, mă. Uite-i. Și asta cu podurile, cu înălțimile, cu nebunii. Bine, în principiu la bază trebuie să fii tu un camion, că dacă dai vina pe ăsta, așa îți dă cineva un pod greșit din companie, un post cod greșit, cum mi s-a întâmplat mai ieri. Îți dă un post cod greșit, ai dat cu capul tine, duci pe malul apei, dar la pește. Și când întreabă ea ce faci acolo, păi da, știi, mi-a dat post codul greșit. Păi da, dar tu? Da, dar post codul greșit, dar tu așa ca idee, ca om, ca individ, ca asta, tu chiar așa te duci și dai cu capul tine, ca... Deci că ești nebun la cur, știi? Nu e nici chiar așa, dragul meu. Ia, mă, să vedem unde ajung. Deci pe aici, prin față, trebuie să fie șantier. Șantierul Rândunica. Pe hartă nu are punct de lucru. N-am stradă și număr. Deci nu știu ce pot să zic. Să zic ce să pot. Unde se lucrează, acolo mă bag. Bă, și cam asta funcționează, să știți o chestie de la mine. Asta chiar funcționează. O am la mână, mă ajută și cărțile astea pe care stau și le ascult pentru că mă inspiră. Și totodată îmi dau seama cum funcționează mintea mea. O fi cu oleau? O fi fost cu oleau? O fi fost aci? Mamă. O fi fost cu oleau? Wild. Nu cred că e aici, o. Dacă nu mai e niciun sai mai în față, înseamnă că... Păi și aici se lucră pe colț, aici lucrau la altceva. Wow, 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 wow. Uile. No, acolo cred că. Acolo cred că, dragul meu bun. Deci acolo cred că... N-are unde altundeva. N-am decât să mă întorc. Mamă, bravo, man, ce să pot să zic. Bă, pe aici mă întorc. A, nu știu, fărfur HGV, dar pe aici mă întorc. Eu văzui că n-ai voie să intri pe aici cu camionul, dar n-am ce să fac, mă întorc pe aici și mă duc pe strada aia încolo. Ușor, așa, cum îi putea. Mă deplasez foarte ușor, că poate mă vede vreunul și mă lasă să trec. Nu ai, mă, ce să faci altceva, asta este meseria, cu asta îți bași cap. N-ai decât să te resemnezi. Și să...
așa ușor, 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 că probabil o mai fi și oameni care să mă și opresc când vine vorba de, vezi și tu un camion, deci în afară de side-ul ăla, vă pup, man, vă pup și am vă mulțumi pentru efortul pe care îl făcurăți de a vă opri și de a mă lăsa să fac și o întoarcere asta. Deci acolo pe șantierul ăla nu văd altundeva unde să se folosească aceste plăci, că sunt plăci de beton foarte mari și nu văd decât acolo să se fi folosit. Și pentru ce, habar n-am, că știu, ori avea macara să mă descarce. Eu mă las pe stradă, pe avarii, și mă duc acolo să vedem ce fac și cum fac. Din actele astea nu pot să-mi dau seama dacă poate că nu sunt primul care face de asta. Mai face lumea și livrări la domiciliu de paleți. Deci trebuie să fie undeva pe acolo, pe unde e macaraua aia. Bă, pe unde e macaraua aia încolo e să mă bată mama, bă. E un site foarte mare în partea aia. Aici să fiu. La grama aici să mă duc. Câtă sai dau și ăștia aici să mă bată cucu dacă nu. Bă, probabil aici. Scrie ceva grama. Nu scrie, băiatule, security checkpoint. Aici mă verifică ăștia la sânge, ce-mi fac ăștia aici? Habar n-am ce pot să zic. Aude, o, ce crezi? Băiatul de la pază român. A? Ce să crezi, dragi mea? Mă pun cu alea așa, mă, de prag, mă desfac și-o cataramele. Chingile nu le dau jos. Dau și chingile jos, mă? Măcar nu le dau toate. Știi? Nu știu dacă poate să întoarcă colegul, dar să vedem unde se duce și pe unde se duce. Stau cu alea așa și vedem pe unde mă descarcă, cum mă descarcă. E greu. Șantierele m-au mâncat! Șantierele m-au mâncat, bă, băiatule, bă! Mă descarcă cu ăsta, cu coțoflean cu ăsta. Sau cum care aia lungă, vine după mine hingherii, dragi oameni buni. Hingherii sunt băieți așa doi. Vine după mine să mă ia. Ce, să vină cu noi, dacă nu, noi te luăm. Meșiu o pauză măcar. A, doar 23 de minute stui, nu s-o te mă rog. Prin capul de mâncă, ia o leacă. Ia să vedem unde mă duc. La gate 3 sau la gate 2. Totuși e bine că vine să mă ia, sunt escortat, dragi oameni, dați-o și voi, na. Escortat încolo, escortat încoa. Tari, tari, ta, ta. La, 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 la. Cartier de căști se face aici, bă. Zona din aia rezidențială de căști. Noi se pune casă peste casă și casă lângă casă și casă. Uite cum se construiesc cășile în Anglia, dragi oameni buni. Mă descarc, uite pe unde intru să mă bată mama, uite. Uite-l pe unde intru, bă! Ia uite, vezi cum se intră pe acolo? Toate gardurile sunt împrejmuite ca să nu intre lumea să accidenteze pe cea după aia să facă claim. Ca să vrea bani lumea, să vrea foarte mulți bani, căci că... Mamă, pe șantiera ce cobor în văgăună să mă bată mama, băi. Mâncai niște carne, rămâsă printre dinți de zici că mori. M-am învățat rău cu... cu ăla, cu... cu... cum îi spune, mă? Cu... cu ăla, cu... Bă, băiatule, ce e aici, bă?
cum îi spune mălul ăla, că nu vine acum. La care te spală printre dinți. Cu dușul bucal. Bine că nu dezlegai marfa, bă. Că uite în ce văgăună cobori pe aici. Mamă, îmi trebuie cizme șol pe aceea să mă bată mama dacă nu. Fai de capul unde mă bagă, bă. Mama, unde mă bagă, bă? Ce vor să-mi fac aici? Îmi fac în gură, îmi fac în cură ăștia cu alea. Doamne, aceea nu scap. Nu scap ăștia, îmi fac ceva aceea. Pe șantierul ăsta nu scap. Ia uite unde ajuns să-i, bă, băiatule, bă. Ia uite ce e aici, bă. Mamă. Sper să nu patinez. Mamă, unde intru? A, mă duc cu dreapta, uite cu alea. Mamă, pe unde intru să mă bată, mamă, deranjează 5-5. Deci mă duc încolo. Bun. Mă duc încolo și vă vin încoa. Fai de capul meu, bă, sunt îmbrăcați în cizmeșol, bă, băiatule. Mi-e ciudă să nu pot să mă dau cu bocancii mei jos așa. Mi-e pare rău de bocancii mei, bă, că dacă iau apă. Eu nu sunt pregătit pentru ce urmează. Bine că mă dirigează 5-10-5. Yeah. I send over. Yeah. So do you want me to go for? Lasă-mă liftanta aia jos o dată. Că mă mâncași cu ea. Mă, sunt oameni care își dau cu motora pe cei din camere ăștia. Să mă bată mama, bă. Să nu iau acolo, bă. Stai. Nu vezi că acolo jos. Ia-ți bine că nu ești de gai marfa, vă, să mă bată. Trebuie să mă îndrept acum.
Yeah. Just go straight back now, Harkin. Once you're straight, just keep going back. That's it, straight up, put your wheel straight. That's it, keep going. Come on. Keep going. Whoa! Whoa! What he says? Yeah, plenty of room. It's all right. E că trec cu el prin față, acolo, din cauza aia. Gata cum nu știu, am picat rănămor. Ia uite, praf la rănămor. Mamă, o ia jos. Mamă, e sus, e în aer. E în aer, placa. Dacă pică placa pe mine, măi. Ia uite cum trece placa să mă bat. Câtă placă lua, bă, băiatule. Bă, băiatule, pleacă placa, adu placa înapoi, bă, înfurată placa, bă, nebune, bă. Da, bă, uite cum mă descarcă pe sus, bă. Deci că mă, descarcare pentru Dumnezeu în cer. Stă la macarona doar la bască, bă, băiete, bă. Nu apucai să strâng chingile, dragi oameni, că de ce? Le mociorlesc toate, le dau cu ele pe cipi în gunoi. Facă pe partea asta era bine de sus, știi? Hai de capul, mă. Vine să mă dau jos să mă uit cum mă descarc. Uitați-vă, uite-mă ce voi în camionul ăsta, că vezi. Uite, nu știu, le mere, dar să-l arunc. Ia uite ce e pe mine. Sunt la patron. Șantierele m-au terminat. Șantierele m-au mâncat, m-au terminat, m-au nenorocit. Ce ai, mă, plângi? Plângi, băi, nebunule. Băiatul ăsta e remorca aceea și leagă pe următoarea. Știi? Partea aia dezleagă altă, s-a venit cu Macarau, s-a duce viață pe Macarau. Nu eu pe tine, s-a duce viață pe Macarau, vă spun drept. Ta, e capul meu. Ia uite cum trage el în sus, în coare, camere pe acolo, vede, nu vede. Vorbește prin stății. Mută mă încoa, mă încolo, mă încoa, mă, uite. Picolea vin alții, ia uite, uite cum vin. Aude cum vin, ia uite. Aude cum vin și mă ia. Ta. Aude cum vine, dragă. Ah. Aude, coboară de sus. Mama. Și acum leagă cu lanțurile. Mama. Și acum leagă cu lanțurile din patru puncte și ridică în sus. Să duce în spate acolo. Și aia faci. Descarcă cu Macarau. De sus. De sus încătre sus. Către sus încătre încolo. Și acum se dă la spate și el. Și se ridică. Vezi? Dar și ăsta, băiatul ăsta, trebuie să aibă o precizie în ridicare. Uite, vezi? Ia uite. Lateralul ăla din dreapta am pus să-l închid. Știi? Gata, a luat. Și acum leagă și pe de sub, bă, ce tare, bă. Bă, ce ridică, leagă și pe de sub încă, mă. Încă un lanț. Ne, e prima oară când văd ceva și eu. Asta ziceam să vă arăt și vă cum stăm și cum descarcă. Și acum se ridică în sus, vezi? Bă, băiatule, mare-i Macarau asta, bă. Și stabil brațul ăla sus, băi. Da, 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 da. Ah, ca la luat. Te luă toate, mă. Sunt cam grele, ai? Bată mama dacă nu. Nu trebuia să le iei toate, băi. Băi, nu trebuia să le iei toate, băi, spun eu. Le luat toate, băi. Le luat toate să mă bată mama, dacă nu. Le luat toate, băi. Numai să-mi treacă cu ei din preluată încoa. Hai că nu trece, nu.
luat toate, bă, să mă bată. A, uite cum se descarcă. Și le ia și acum le duce încolo, în partea aia pe coperiș și încolo, până unde au ei nevoie. Foarte frumos. Mamă. Mamă. Ce pății aici, bă, băiatule, bă. Stați-vă aici, dragi oameni buni. Ce pății aici, bă, ieși, bă. O ieși, mă, de aici. Ridică liftanta ca să nu patinez deloc. Hai, mă, că ieși, 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 ieși. Hai, ușor că ieși. Băiete, bă, făcui cabina asta varză. Băiatul ăsta care a venit acum după mine. Hai că ies, că tu muți pe cei la ele, este? Da, da, tu muți pe cei la ele, tu da. Hai că ies eu, bă, bine, bă, ești băiat fain. Și că mă lăsați să ies eu. Bă, băiete, ce aici, bă, cizmeșor, bă, băiatule, bă. Varză sunt, varză, și că vin la prăjit. Bine că nu dezlegai marfa, dezlega marfa picolea, dragi oameni buni. Învățați din greșelile mele, dezlega marfa și mă trezeam cu placa aia de azvociment că venea în cabină. E, nu dezlega, bă, marfa până în punctul în care ajunge acolo, o concluzie. Asta e concluzia din vlogul de azi. Nu dezlega marfa până în punctul în care ajungi să o descarci. Că s-ar putea să intri în văgăun din astea în care și între care, uitați-vă pe unde vine remorca, na. În care și între care coboră o pantă și alunecă alea care sunt grele. Știi? Bă, da, lu ultima oră toate pe față. Bine, avea și pe macara, tată, nu știu ce. Nu știu dacă vă pricepeți la macarale, să spuneți ce macara. Avea pe macara ăla acolo, să ridica de față, să ridica de spate, să ridica, mă uite cum stătea în ea așa. Doamne, mâncața, șterpe, ce viață duce macara aia. Stai așa mai mult în ea. Toată ziua stai în ea, să mă bată mama. Viață și trai. Bă, sunt de ăștia job, următorul job acum. Adică le zice, trimite mesaj cu el ca să nu greșesc eu postul, să mă duc prin altă parte. Deci, dragi oameni buni, în cazul în care a plăcut vlogul de azi cu livrarea asta de leads, ce să vă dați și voi un like puternic, un follow pe Instagram, link în descriere, un like. Și ne vedem data viitoare. De foarte mult n-am mai avut o descărcare din asta pe sus cu macaraua. Stimă vouă.